I-a suflat telefonul mobil vânzătoarei chiar de sub nas ziua în Amiaza mare. Este isprava unei femei care s-a dus într-un magazin din sectorul centru al capitalei, dar nu pentru a cumpăra ceva. Suspecta din imagine a furat un celular de aproximativ 3500 de lei. Aceasta a intrat, s-a uitat la marfă, de parcă ar fi vrut să cumpere un produs și profitând de neatenția vânzătoarei, i-a luat telefonul mobil de pe masă, după care a ieșit în grabă. Doar că nu i-a mers, întrucât a fost surprinsă de camerele de supraveghere din magazin. Poliția a anunțat o în urmărire, iar dacă va fi găsită, bănuita riscă amendă de până la 13.000 de lei sau închisoare de până la 2 ani. Persoanele care au recunoscut-o sunt rugate să apeleze la numărul de telefon 0681 sau la 902.